think this is not a very usual thing, but it is really a happy day. And it's really a happy day for me to visit the neonatology unit in Marie Curie Hospital. For us, it's been really a privilege from the foundation to contribute to this project. We contributed with 1.3 million euro, but this is just a monetary contribution. What made really this project a reality is Catherine, with his vision and the will to make this happen, and also thanks to the project of Enima Copilot, that I would say that we're able to multiply by a lot our contribution to this project and make it really a fantastic unit. Probably one of the best that we have in Europe, definitely the best that I have seen ever, and I have to say really congratulations. So for us, as the foundation, I think that, as I say, this is a really happy day. I really like to visit projects that become reality, where you can see how what we try to do from the foundation really makes a difference from people's life. And now I'm going to let you with a video, a short video, to see how the doctors are using some of our technical solutions in the unit. Mucho más. Soluția de telemedicină pe care noi am implementat-o aici asigură o comunicare excepțională între medici la distanță. Putem să avem o expertiză de calitate oricând, la orice ore. În primul rând am gândit ca în zonele de terapie intensivă să fie camere extrem de performante. În al doilea rând, integrează semnele vitale ale pacientului, iar în al treilea rând ne ajută ca să intrăm în conexiune cu orice coleg din sănătate care are o soluție de telemedicină. Avem o cameră de servere unde avem un server care lucrează în permanență, un server foarte puternic. Avem o infrastructură de date și voce asigurată de Vodafone. De asemenea, avem asigurat de Vodafone pentru fiecare medic tablete de foarte mare viteză. Avem o monitorizare a pacientului vizibilă pe tabletele noastre. Mai există un card de teleprezență care se poate plimba în orice loc din secție, în orice loc din spital. Oricine poate să sune acel card de teleprezență, oricine din lume poate să sune și poate să intre în conexiune directă cu cel de la capătul firului și poți să discute asupra unui pacient orice detaliu, orice diagnostic. Practic vizualizăm în mod securizat datele pacienților noștri, în primul rând video de la distanță. Credem că tehnologia 4G pe care Vodafone ne-a asigurat-o și providerul nostru care ne-a asigurat infrastructura ne-au adus un plus. Nici în Europa n-am văzut așa ceva. Noi credem că am făcut chiar un pas înainte și credem că am adus o soluție excepțională pentru pacienții noștri. Pe următorii vorbitori, aș vrea să fac o mică completare. Contribuția noastră la acest proiect constă și într-o soluție de telemedicină, după cum ați văzut, care funcționează pe tehnologia 4G, dar și pe 3G. În orice caz, este o premieră tehnologică pentru sistemul medical și pentru noi. Și de asemenea, am uitat să-i menționez la bun început pe prietenii noștri de la Asociația Inima Copiilor, Alex Popa și Enona Chiriac, cei care au pus umărul foarte serios la acest proiect și au reușit să facă o treabă minunată gestionând relația cu constructorii, cu furnizorii și având un control foarte, foarte atent asupra costurilor, ceea ce explică și succesul proiectului. Iar acum ajungem la partea în care membrii ai Fundației doresc să spună, membrii ai Boardului Fundației doresc să spună câteva cuvinte despre proiectul nostru. Îmi face o mare plăcere să o invit pe doamna Irina Margareta Nistor să ia cuvântul.